Observatorul orei 18:30 vă este prezentat de Bianca Iștoc. Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la știri. 16 luni, atât vor dura lucrările la subasajul Michelangelo. Până atunci se va circula pe trasee deviate. Care sunt acestea? Mai exact aflăm din următorul material. Michelangelo apar modificări importante în trafic. Astfel se păstrează relația nord-sud spre strada Cluj și relația sud-nord, alea Sportivilor și Bastion, pe câte un fir de circulație. Se desfințează relația Bulevardul Coposu cu Bulevardul Vasile Pârvan în ambele sensuri. Relația alea Sportivilor Bulevardul Coposu se deviază pe strada Socrate, strada Delfinului. În acest sens, pe strada Socrate s-a schimbat sensul unic spre strada Delfinului și strada Delfinului devine sens unic spre Bulevardul Coposu. Se păstrează relația alea Sportivilor cu Bulevardul Vasile Pârvan, deviată printr-o intersecție semaforizată, amenajată pe durata lucrărilor. Pe breteaua de ieșire dinspre Bulevardul Vasile Pârvan spre strada Cluj, circulația se va desfășura în ambele sensuri. Am avut bucuria ca astăzi să se lucreze cu adevărat în intersecția Michelangelo, prin săpare efectivă cu excavatoarele, dar pe de altă parte asta a făcut să restricționăm traficul din jurul orei 11. Nu se va mai putea circula de la ora 11 de astăzi, din intersecția Michelangelo pe Bulevardul Coposu, deci către Pestaloții, și de asemenea sensul giratoriu nu mai funcționează. Se poate circula de pe Alea Fecerii Pensia atât pe Pârvan, dar pe o singură bandă, cât și pe pod înspre Banca Națională și de asemenea se poate veni de pe pod și se poate face dreapta pe Pârvan, pe acea bandă unică, respectiv se poate continua pe strada Cluj. Durata de finalizare a subpasajului este de 16 luni. Vorbim de un proiect european în valoare de 70 de milioane de lei, care are drept scop reabilitarea podului Michelangelo, realizarea unui subpasaj pe relația Bulevardul Vasile Pârvan, strada Corneliu Coposu, cu o lungime de circa 500 de metri, și se mai dorește amenajarea de piste pentru bicicliști și zone verzi. Nu cărți, ci cartușe de mitralier au fost găsite chiar în podul unui liceu de prestigiu din Timișoara. Muniția a fost descoperită de muncitorii care renovează imobilul și datează încă din perioada celui de-al doilea război mondial. Profesorii au intrat în panică, mai ales că dacă muniția ar fi fost mișcată, ar fi putut pune în pericol siguranța elevilor care învață acolo. Adică aici, acolo. De aici, din partea asta, dacă nu. Considerată monument istoric, clădirea în care își derulează activitatea liceului cu profil german Nicolae Selenau din Timișoara este una din cele mai vechi clădiri din oraș. Întrucât era nevoie de reabilitare, administrația locală a decis în urmă cu câteva săptămâni începerea lucrărilor de reabilitare. Așadar, când au descoperit 38 de cartușe în pod, nu mică le-a fost mirarea muncitorilor. În timp ce se lucra în zona respectivă, s-au găsit niște cartușe. Câte? Nici. 38 de bucăți, parcă ori fost. Unde le-ați găsit? Unde erau puse? Sub o grindă. Împachetate? Împachetate, într-o pânză. Păreau a fi de multă vreme? Nu știu, că erau împachetate. Noi cum le-am găsit, le-am dus la doamna directoare și nu știu ce a făcut mai departe, ce s-a întâmplat cu ele, nu știm noi. Conducerea școlii a alertat autoritățile imediat după descoperire. O echipă de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș a preluat și transportat muniția în condiții de siguranță. În stare foarte bună, s-a pus în stare foarte bună. Stau bine sub grindă, văd că... Da. După o examinare amănunțită, pirotehniștii au declarat că gloanțele s-au păstrat în stare foarte bună. Așadar, dacă nu ar fi fost depozitate într-un loc bine ascuns, ar fi reprezentat un real pericol pentru cei care își desfășoară activitatea în jur. S-au găsit 38 de cartușe de pistol mitralier calibru 7.62 sub o grindă în urma unor lucrări de reabilitare a liceului Lenau. În ce stare erau? Cartușele sunt în stare foarte bună, existând pericolul să explodeze dacă sunt lovite sau aruncate în foc. Totuși, conducerea școlii asigură că niciun elev nu avea acces în podul liceului, așa că muniția nu ar fi avut cum să ajungă pe mâinile adolescenților. Constructorii care
efectuase lucrări de reabilitare, au demolat coșurile de fum și au găsit 38 de cartușe de mitralieră. Nefiind ruginite, nu exista niciun pericol iminent. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș urmează să distrugă întreaga muniție. Ciobanii timișeni au început să vândă carnea de miel din propriile stâne în diverse puncte autorizate din oraș. Timișorenii care doresc să păstreze obiceiurile pascale vor scoate din buzunar 25 de lei pe kilogram pentru carnea de miel. Piața Badea Cârțani este unul din locurile autorizate unde se poate comercializa carnea de miel. Mai mulți proprietari de ovine și-au scos marfa la vânzare cu prețuri începând de la 25 de lei pe kilogram. Este prețul mielului pe kilogram? 5 deocamdată. Câte ori veți tăia până la Paște? Depinde cu ofertă, cât se poate vinde la zi. Cum merg vânzările până acum? Azi am început prima zi, văd că începe să meargă cu 25. Vânzările până acum? Binișor, acum lumea a venit într-una, acum se vedem, eu știu până la Paște, cum mai fi. Toată lumea se lasă până în ultima săptămână. Timișorenii doresc să păstreze obiceiurile pascale, punând pe masă toate felurile de mâncare tradiționale caracteristice acestei sărbători. Chiar dacă prețurile sunt destul de mari pentru unul dintre ei, aceștia încearcă să se adapteze situației. Păi friptura ca de obicei, prăjitură, ciorbă, deci tot ce... Cam piperate, dar la o adică trebuie să ne facem datoria. Ce mâncăm? Cu pensiile noastre care le-au dat ăștia, hai să fim serioși. Cum să fie? Foarte mari. La 2020. Ce veți pune pe masă? Ce îmi pune pe noi pe masă? Cartofi, fasole. Mie l-ați cumpărat deja? Nu. Cum vi se par prețurile la mine? Cam piparate, dar ce să facem? Asta e. Totuși există un aspect la care timișorenii ar trebui să fie atenți atunci când cumpără carne de miel. Reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare din Timiș avertizează oamenii să-și facă cumpărăturile doar din punctele autorizate, altfel își pun în pericol sănătatea. Carnea de miel s-ar putea scumpi chiar înainte de Paște, de aceea este indicat să fie achiziționată din timp. În Timișoara există foarte puține locuri de parcare, iar șoferii grăbiți își lasă mașinile pe unde apucă. Un exemplu am întâlnit și noi astăzi. Șoferul unui bolid de lux a parcat neregulamentar, chiar dacă zona era marcată cu indicatoare. Atunci când a văzut că este filmat, s-a decis să-și mute mașina și în numai câteva minute a găsit loc de parcare. Să filmați, aveți teme de casă. Faceți locul de parcare . 25 aprilie, între orele 9 și 15, se va întrerupe furnizarea apei reci din cauza unor lucrări de reabilitare a rețelei de apă și canalizare pe strada Brașov. Lucrarea are loc la intersecția străzilor Tudor Vladimirescu cu strada Brașov. Intervenția va afecta și punctul termic de pe strada Caraiman. La reluarea alimentării cu apă rece este posibil să apară tulbure la robinetele consumatorilor, de aceea se recomandă să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea ei completă. Municipalitatea Timișoreană anunță un alt nume cunoscut care va participa la festivalul de jazz din această vară. Vorbim despre Manu de Lago. Mai multe despre acest subiect puteți afla de la primarul Timișoarei Nicolae Robu în rubrica Declarația Zilei. Manu de Lago, având în palmares situarea în top 30 la videoclipuri de muzică pe YouTube, ceea ce trebuie să recunoaștem este o performanță deosebită.
Aș vrea să precizez că Manu de Lago are studii universitare serioase de muzică, studii de compoziție, studii de jazz, la modul specializare punctuală, făcute la Londra și în alte părți, primordial în Austria, evident. Avem un partener pentru aducerea lui Manu de Lago la Timișoara, este vorba despre Forumul Cultural Austriac, care asigură transportul, transport ce costă 2500 de euro. În 22 și 23 aprilie a avut loc cea de-a doua ediție a manifestării culturale-artistice Spre Mâine cu muzica clasică, cu opera printre elevi. Proiectul este cofinanțat de Consiliul Județean Timiș. Despre ce este vorba mai exact aflăm chiar acum. Muzică clasică pentru elevi. Aceasta a fost inițiativa mai multor unități de învățământ din Timișoara. Să organizeze mai multe mini-spectacole inițiate spontan în diferite licee timișorene. Elevi, dar și studenți au cântat la trompetă, trombon și alte instrumente muzicale. Printre ei s-a aflat și o soprană, elevă în clasa 12, care a performat un canto clasic. Am avea și o ocazie cu totul specială să prezentăm și elevilor și întregii audiențe o lucrare, o operă literară, așa că vom avea două momente cu totul și cu totul deosebite pentru simpozionul de astăzi. În cadrul acestei manifestări cultural-artistice care se întinde pe durata două zile, a avut loc și o lansare de carte. Mariana Gruza a lansat volumul Vasile Plăvan, un slavic al Bucovinei. Această carte este dedicată istoricilor, dar și tinerilor care vor să cunoască istoria adevărată. Un volum, zic eu, interesant pentru cei care îl cunosc mai puțin pe Vasile Plăvan. Cine este Vasile Plăvan? În primul rând este unchiul meu și cu asta trebuie să mă mândresc. Avocat, jurnalist, publicist, care a trăit în perioada 1898-1939 în Bucovina, participant la primul război mondial și un contribuitor al Marii Uniri, un idealist, un adevărat patriot, drept dovadă că s-a bucurat de multe premii. De întâlnirile muzicale au beneficiat elevii de la Colegiul Tehnic Ungureanu, Colegiul Național C de Loga, Liceul Pedagogic Carmen Silva și Liceul Ioan Slavic și Vlad Țepeș. Pe lângă implicarea reprezentanților diferitelor unități de învățământ, acest proiect a fost cofinanțat de Consiliul Județean Timiș. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale efectuează verificări în vederea depistării unei persoane dispărute de la domiciliu. Colosi Ștefan Iosif, de 57 de ani, din Timișoara, plecat de acasă în cursul lunii iunie 2012, l-a pescuit și nu s-a mai întors. Familia a sesizat dispariția sa abia anul acesta, în 19 aprilie. Totuși, bărbatul a lăsat acasă un bilet de adio. Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana dispărută este rugat să apeleze serviciul 112 sau cea mai apropiată unitate de poliție. Din 20 și până în 26 aprilie, studenții din Timișoara își pot evalua opțiunile de angajare sau internship în cadrul târgului de joburi JobShop. În cadrul târgului, 30 de companii pun la bătaie aproape 300 de locuri de muncă pentru tineri. Cea mai mare cerere este, bineînțeles, în domeniul IT. JobShop face un salt înainte, astfel a 20-a ediție se află în plină desfășurare la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, din campusul universitar. Tradiția continuă, urmând ca în perioada 20-26 aprilie studenții să aibă șansa de a dobândi noi aptitudini și a ajunge cu un pas mai aproape de cariera visată. Avem 30 de companii și ofertele sunt variate. Care sunt cele mai căutate domenii? Cele mai căutate domenii sunt IT, construcții, mecanică, chimie. Anul acesta avem și câteva companii pentru management, mai puține, dar există. Se știe câte locuri sunt puse deja la bătaie? Locuri de muncă? 200, cam 300 poate. Pentru studenți, absolvenți, locuri de practică. Reprezentanții companiilor au venit pregătiți pentru a le stârni interesul tinerilor care le vizitează standurile.
cu produse specifice diferitelor noastre departamente. Noi suntem producători de componente electronice pentru industria auto și am venit cu mai multe lucruri, display-uri pentru mașini, clustere, sisteme pentru siguranță în mașini și, bineînțeles, partea de producție cu componentele care se produc aici, componente electronice pentru airbag, pentru frână de mână și display-uri. Vă așteptați să fie niște metode interesante și de atragere a tinerilor într-un astfel de domeniu? Bineînțeles, ideea pentru care sunt prezentate aceste produse este ca ei să vadă care va fi finalitatea muncii în cadrul joburilor pe care le propunem. Totuși, cea mai căutată meserie este aceea de IT-ist, chiar dacă și ceilalți susțin că datorită acestor târguri de joburi care îi vizează pe studenți le facilitează intrarea pe piața muncii, cei mai fericiți sunt cei care urmează facultatea de automatică și calculatoare sau cei care au terminat-o deja. Pentru un internship și n-au aplicat prea mult, că de la ce a venit. La ce facultate? Telecomunicații. Nu e greu, destul de ușor, pentru că sunt foarte multe târguri de joburi. Deci, am 3. Și anul trecut tot așa mi-am găsit un internship, adică pe practică, pe vară. Caut un job în automatică și calculatoare, în termenul facultatea, și acum am caut un job. Bine, în prezent lucrez, dar caut și altceva, poate mai bun. Vrei ceva mai bun? Am înțeles că este un domeniu în care îți găsești foarte ușor loc de muncă. Da, în același timp sunt și foarte mulți candidați, așa că competiția e mare. Pentru internship la vară, în general. La ce facultate? La automatică și calculatoare. La Politehnică. Crezi că ai nimerit într-un domeniu care îți găsești ușor de muncă? Da, normal, pe aici foarte multe. Da, lumea spune că ofertele abundă. Da. Numai să știi ce vrei să faci. Ești fericit că ai făcut alegerea asta? Da, normal, acum da. Prima ediție de Job Shop a avut loc în anul 1993, iar ideea originală a fost aceea de a crea o legătură între studenți și companii. Drept urmare, evenimentul a fost dezvoltat de studenți pentru studenți, din dorința de a oferi acestora oportunități multiple de dezvoltare în carieră. Observatorul continuă cu rubrica Sport. Roxana Lungu vine acum cu noutățile. Bună seara, Bianca! Bună seara tuturor! Alin Stoica se antrenează cu ASU. Fotbalistul care a jucat în trecut la echipe de top ca Steaua, Siena sau Anderlecht a ajuns la Timișoara, unde se antrenează cu echipa suporterilor din Liga a 5-a. Alin Stoica a fost refuzat de Marțian Lauta din cauza vieții extrasportive. Lovitură de imagine pentru ASU Poli. După venirea lui Paul Codre la echipa din județ, Alin Stoica se antrenează cu gruparea susținută de galerie. Alin Stoica, fotbalist care a fost în probe săptămâna trecută la UTA, nu a corespuns cerințelor arădenilor din cauza vieții extrasportive și este foarte aproape de a ajunge la o înțelegere cu formația de Liga a 5-a. Da, nu, ce-am găsit, ce-am văzut, am văzut oameni simpli, suporteri adevărați și eu tot timpul, chiar și la Anderlecht fiind de mic acolo crescând, tot timpul am zis-o, chiar am zis-o și în presa belgeană, pe mine suporterii m-au făcut să joc. Deci ei vin la stadion, ei plătesc biletul și pentru mine sunt practic cei mai importanți. Din păcate asta este, dar ți-am zis, eu am văzut altceva, am văzut entuziasm din partea lumii, suport și dorința de a face performanță. Performanță normal, an cu an. Balaure și Pleșcan se antrenează cu Ovidiu Petre și compania. Valentin Velcea are grijă să promoveze tinerii din propria pepinieră și rând pe rând îi ia la echipa mare. ACS Poli Timișoara nu uită de juniori, Pleșcan și Balaure, doi jucători de perspectivă din propria pepinieră, se antrenează cu echipa mare. Tehnicianul Valentin Velcea continuă să testeze tinerii din cadrul clubului. După Todorov, Bocșan și Bărbuț, nume deja impuse în lotul mare, a venit și rândul celor doi juniori, atacantul Bogdan Pleșcan și mijlocașul stânga Silviu Balaure. În această primăvară, staful tehnic a adus lângă echipă o serie de tineri, cazul lui Vlad Dragomir, născut în 1998, mijlocaș central, care a fost testat într-un joc școală.
Mulțumesc antrenorului că mi-a dat încredere, este declarația lui Sekeli după meciul cu Damila. Fotbalistul a scos un penalti și a marcat în meciul de sâmbătă. Atacantul i-a demonstrat lui Velcea că a meritat să joace. Sekeli îi este recunoscător lui Valentin Velcea că a avut încredere în el și a dat șansa să joace chiar dacă a gafat în meciul cu Olt. Fotbalistul a înscris în meciul cu Damila și a obținut și un penalti. Cel mai mult mi-am dorit să înscriu într-un meci atât de important, susține atacantul. Sekeli a fost goalgetter la Recaș și vrea să înscrie cât mai multe goluri și în tricoul lui Poli. Vreau să-i mulțumesc și domnului antrenor Vali Velcea care a avut încredere în mine și până acum mi-am cam înșelat încrederea. Sper să o țin tot așa și să, cu evoluțiile mele, să-l mulțumesc tot mai mult. Și să marchez în fiecare meci și să câștige echipa și să promovăm. Atât din sport pentru astăzi. Vă las cu colega mea Bianca Iștoc. La revedere! Mulțumim, Roxana. Noi continuăm cu datele despre vreme. Aflăm din rubrica Meteo ce temperaturi ne așteaptă pentru ziua de mâine. Se încheie Observatorul. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Dacă ați fost martorul unui eveniment, aveți întrebări, păreri sau sugestii, așteptăm să ne contactați pe adresa de e-mail novaobservator@yahoo.com, pe pagina noastră de Facebook sau vizitați-ne pe site-ul www.telenova.ro. O seară cât mai frumoasă, pe curând!